Valeriu Iftime a avut un discurs dur la adresa fotbaliștilor din sectorul juvenil care aleg să ignore studiile pentru a acorda cât mai mult timp fotbalului. Patronul lui FC Botoșan respinge vehement această mentalitate. Să mergem fiecare zi la școală mai mult decât dacă nu vrem niciodată. A da un examen de ăsta, un bacalaureat, asta înseamnă să stai măcar o săptămână, două săptămâni, să citești măcar, nu știu, câteva rânduri. Ei n-au făcut-o. Îmi pare rău să o spun. Scriu prost fotbaliști, nu că scriu, poate știu să scrie aproape. Vorbesc de ăștia care sunt în vârf și sunt astăzi de 20 de ani. Ceea ce pentru noi formatori, oamenii care suntem în fotbal, care știm lucrul ăsta, care știm importanța acestui demers, este o crimă. Este o crimă să nu încerci să-l pui să duci la școală, pentru că are timp. Are tot timpul din lume să facă fotbal când vrea. La polopus gândirii lui Valeriu Iftime se situează un alt conducător din Liga 1, respectiv Meme Stoica. Acesta, din urmă, nu pune preț deloc pe educație atunci când vine vorba despre performanța în sport. Între a studia chimie și a studia Bayern München, prefer să studieze Bayern München. Vreau ca jucătorul să fie concentrat 100% la fotbal. Școala poate să fie un factor perturbator. În schimb, este important ca jucătorii să știe o limbă străină. Mă interesează ca jucătorii tineri să învețe engleza, de exemplu, a declarat Meme Stoica la Digi Sport în luna septembrie. Reacția lui Valeriu Iftime la auzul acestei declarații a lui Meme Stoica a fost una de respingere totală. Până la urmă, cam asta e nivelul lui Mihai Stoica. Îmi pare rău să spun asta. Eu l-apreciez așa, pentru că e un tip informat. Dar faptul că pe capitolul ăsta al educației copilul îl tratează așa, el este doar de a se pune bine cu fotbaliștii ăștia, pentru că spun, cartea e mai grea decât coasa. Adică coasa la munte. Așa. Cartea e grea, știți foarte bine. Adică duci la un examen la chimie sau la matematică sau la biologie, nu e așa, mai bine duci și împingi pietre la deal. Dar trebuie să o facă. Făcând haz de necaz, Valeriu Iftime a explicat cam cum văd mulți tineri fotbaliști din ziua de astăzi școala. Dacă îl întreb de Baltagu, spune că e un altă de luptă și nu e un roman, un sadoveanu, știți? Adică chestiunile astea trebuie aduse și dacă îi spui cariera cercului, sunt la tine ca la nebună, îl măsoară cu piciorul. De ce este atât de importantă educația pentru fotbaliști? Un minim de educație și cu un bacalaureat dat este și fundamentul lui pentru viață. Pentru a se face antrenor, pentru a se face ceva, pentru că o să rămână după 30 de ani, ce face? Are 7 clase, 8, 9 clase sau 10 clase sau 12 clase, poftim, și a jucat fotbal. E adevărat că are o casă frumoasă și o nevastă care a îmbătrânit și o mesele frumoasă ca 20 de ani și se uită pe de ani la unii bate vântul. Ce poate să facă ăla? Valeriu Iftime și-ar fi dorit ca înainte de a pleca de la FC Botoșani, Olimpiu Moruțan să poată lua bacul, însă, din păcate, nu a putut realiza acest deziderat. Valeriu Iftime consideră că dacă Moruțan ar fi avut această diplomă, el s-ar fi transformat într-un model și pentru alți tineri din fotbalul românesc.